Prima, ierarhie de sus, deja știți, sunt uh, uh, hieraf, hierafimi, serafimi, uh, tronurile și tot așa mai departe. A doua, ceată, sau spunem a, a doilea nivel, reprezintă și ei niște uh, cum ar fi uh, uh, începătoriile, puterile și. Uh, uh, Categorii de uh, îngeri, asta e care ierarhia divină. Și a treia, cei mai de jos, adică îngeri păzitori, arhanghele și tot așa mai departe. Ei uite, lucrurile astea este creația, uh, să spunem așa, uh, ierarhia divină. Acolo, sus de tot, undeva, stău Dumnezeu, peste ei, peste tot. Lui partea elaltă nu degeaba îi spune opusul, pentru că ierarhia este la fel și copiată. Numai că jos de tot stă Lucifer, uite așa de jos, stii? E ca un fel de opusul lui Dumnezeu. Și -a pe urmea urmează ierarhia, dar invers, vedeți așa. Cu cât mai este prima ceată, ca și la îngeri, ca și la îngeri, aceeași formație, aceeași copiată, a doua ceată, să spunem, sau legiune, legiuni de fapt mai multe, și a treia, demonii supuși, care îi vedem așa, drăcușori, aghiuți le mai spunem noi, drăcușori care întâlnim cu ei destul de des. Ei, mai jos, uitați-vă aici undeva, dacă am putea lua un pic aici undeva, aici, în zona asta, aici locuiesc cele mai multe ființe care se supun tuturor drăcușorilor respectiv și se numesc larve. Aici sunt foarte multe, foarte multe. Am putea împărța așa undeva în jumătate, așa, și toată sfera asta este ocupată de așa numitele larve cu care ne întâlnim zilnic. Diferența este următoarea. Larvele nu dețin o conștiință proprie. Ele folosesc conștiința omului. Ele folosesc omul ca pe un calculator îmblă, știi, să îmblă în calculatorul nostru, în conștiința noastră, să apese pe tot felul de butoane, să ne nască tot felul de sentimente, pasiuni, idei, gânduri, dar ele singure, propria lor conștiință nu au. Adică fiecare larvă e mai deșteaptă sau e mai proastă, în dependență de conștiința omului de care ea, la care ea s-a conectat. Atât e tot. Ăștia deja au conștiința a lor. Tot au conștiință și o inteligență lor. Dracii, cum ar fi în poporul, spun dracii, aghiuță, necuratul au conștiința lor, dar totuși, în raport cu ierarhia lor, nu este, sunt, nu este foarte dezvoltată, nu au, conști, nu au conștiință sau inteligență foarte dezvoltată. La nivelul ăsta conștiința crește și inteligența la nivelul ăsta crește și mai mult, iar în capătul ălaltul, opusului aici, jos de tot, aici este conștiința și înțelepciunea și inteligența și ce mai vreți, este la fel de mare ca la Dumnezeu, dar orientată în cu tot o altă direcție, adică în direcția destructivă, în direcția consumului. Dacă aici am putea spune că sunt creatori de energii, situații, contexte sau ce mai vreți voi, în partea de jos, acolo sunt consumatorii, ei fac tot posibilul ca acele energii să nu-și găsească să nu-și găsească aplicarea lor în sens de dezvoltare sau de creștere, ci să fie energia consumată în cu totul alte, de, în alte direcții. Uite despre asta o să vorbim astăzi.